7.000 de militari, 800 de mijloace tehnice, trageri în 9 poligoane. Aceasta este dimensiunea celui mai mare exercițiu desfășurat în România de toate instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, coordonat de Ministerul Apărării Naționale. Liniștea dimineții a fost ruptă pe Valea Măliniei de aruncătoarele de bombe. O partitură bine cunoscută de lupii negri din Iași, militari cu numeroase misiuni în zone de conflict, precum Afganistanul și Irakul. Desfășurăm activități practice în cadrul unui scenariu fictiv, bazat pe realitățile existente în teatrele de operații și nu numai, și în acord și cu situația de securitate din lume și din împrejurul nostru. Armamentul greu de infanterie vine în sprijinul subunității a companiei de infanterie în cadrul exercițiului tactic în care suntem angrenați, astfel încât să mărim șansele de victorie, de reușită ale companiei de infanterie. Exercițiul din poligonul Gălățean-Smârdan a adunat militari din toată zona Moldovei. Fiecare categorie de arme dă astfel examenul pentru un întreg an de instrucție. În acest moment ne aflăm în execuția tragerilor de luptă ale bateriei 1 Obuziere și în tragerile de apreciere ale personalului de artilerie din batalion și din brigada 15 mecanizată. Supranumiți și cavalerii negri, tanchiștii, au încheiat recitalul armelor din poligonul Gălățean. Am desfășurat aici un număr de 17 tancuri. 13 aici și 4 în poligonul Vărsătura, un exercițiu de traversare. Este pentru prima dată după 1990 când într-o asemenea desfășurare de forțe sunt implicați specialiștii tuturor instituțiilor din cadrul Sistemului de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. Exercițiul Histria 15 se desfășoară în paralel în 9 poligoane ale României, vreme de 2 săptămâni.